Apoi l-a pregătit, este un pic dur ceea ce voi spune acum, păzindu-se de idolatrie. Ana l-a pregătit pe Samuel păzindu-se ea de idolatrie, pentru că dacă citesc așa printre rânduri, spune cuvântul Domnului că l-a dus la templu după ce l-a înțercat. Dar eu aș pune problema și invers. L-a dus la templu după ce s-a înțercat ea de copil. Pentru că uneori, și trăim în această lume în care eu văd în ultimii ani o anumită deformare a relației părinților cu copiii. Și unul dintre riscurile care pot să apară în familie noastră odată cu apariția, cu venirea unui copil, este transformarea copilului în idol. Copiii de astăzi aproape că nu mai sunt ființe umane. Totul pentru ei. Imposibilul. Ne întindem viața, ne întindem material, ne întindem financiar, ne întindem... Dom'le, parcă nu sunt ființe umane. Nu vreau să zic că era mai bine pe vremea noastră, dar nu știu de ce am impresia, părinții mei m-au tratat mai ca pe un om decât i-am tratat eu pe copiii mei și, nu știu, copiii mei cred că mai mult au pe copiii lor. Pentru că suntem mai mult parcă decât ființe copiii noștri. Totul, avem o atitudine atât de perfecționistă. Să ferească Domnul să intre un țânțărel mic în camera lui, da? Călcăm de 10 ori ceea ce a fost ăla, să nu apară un microb acolo, da? Și tot felul de aparaturi au apărut acum. Apoi este o industrie pentru crescut copii acum, fai de mine. Coș de gunoi nu știu de care, da? Să nu apară nu știu ce... încălzitor de sticlă. Bă, zici că ești la NASA într-o bucătărie cu un copil mic. Aparaturi că trebuie să faci o facultate, numai să știi să apeși butoanele pentru aparatele pentru copii. Camere video, da? Și când te duci să-i cumperi lapte, îl vezi, îl fluier ca să nu plângă. Să mișcă sângură, leagă-nă, îl întoarce. Ferească, Domnul, ce apărână. Nu cumva e prea mult? Nu cumva exprimă un fel, o denaturare, o exagerare a normalității dintre părinte și copil? Eu sunt convins că aceeași atitudine a avut-o Avram față de Isaac. De aceea Dumnezeu a venit și a zis, nu, Isaac este în locul, în inima ta, în locul în care numai eu trebuie să fiu. Și dacă vrei ca eu să rămân în inima ta, Avram, tu trebuie să-l scoți pe Isaac de acolo. Cum, Doamne? Te ajut. Este un munte, îl cheamă Moria. Dă-mi-l înapoi. Vrei să-l ai și să-l ai corect? Vrei să nu-l pui pe copil în locul unde numai Dumnezeu trebuie să fie? Dă-mi-l înapoi. Și spune în Cartea Evrei că Avram prin credință l-a dat, l-a returnat. Și zice, ca din morți l-a primit înapoi. Noi nu-l vom avea pe copil așa cum Dumnezeu îl vrea pentru noi decât atunci când vom pricepe că nu e al nostru și să-l dăm celui care aparține. Abia atunci ne vom putea bucura pe timpul cât Dumnezeu ne-l dă să-l creștem, să-l îngrijim de el.